Tata ishi bine v-am găsit la noi tot. Numele meu este Aish și de data asta o să vă prezint un mod. E bine, știu să instalez modul, în sfârșit știu să instalez modul. E bine, azi o să vă prezint un mod mai vechiut un pic. L-am găsit pe un alt site. Este vorba de Gavril Gladiator. Să vă și arăt. Mod. Și acest gavril gladiator este un mod foarte, foarte, foarte vechi, nu foarte vechi, din mai de mult, un pic din 2018, acum 2 ani, gavril gladiator, vedeți aici, din 1900, nu știu cât, avem aici poze aparent, îl avem pe domnul ăsta, waiting stone, ok. Nu merge să trebuie, nu. Bun, deci avem aici mai multe moduri. Să zicem data viitoare un tutorial. Dar deocamdată un tutorial. Dar deocamdată vreau să vă prezint acest gravel gator. Hai să intru pe mapa din My Summer, în Lope. Pentru că vreau din tot sufletul să vă prezint această mașină. Este foarte tare. O să mergem, o să dăm o tură cu Satsuma, că mi-am instalat și Satsuma, adică ați văzut în episodul trecut prezentarea. Și, o să poate. Cred că v-a plăcut și vouă. Hai să dăm aici, aceasta. Bun. Stimatorul meu de viteze. Astfel, deja se aude. Ce zice? Și, cum îmi stă mai bine? Fără cu căști? Sau fără căști? Să o să vedem noi. Dacă strângem două like-uri, înseamnă că vă place cu căști. Și dacă strângem 10 like-uri, înseamnă că nu vă place cu căști. Așa că o să mi le dau jos. Ok, deci am intrat în lobby. Hai să spun. Dacă trebuie să dăm aici, să spunem. Satsuma. Să luăm pe... Să luăm de ce Satsuma. Sau hai să luăm pe cea de... Cea de... Și să mergem frumos cu ea. Uite, stau. Uite, așa, o mână și gen. E cam greu. Cam microfonul aici. Ok, hai să-i dăm... Hai să... Dăm semnal. Să ne dăm. Ok. O să dau un calculator de spate. Bun. Și asta. Perfect. Hai să dăm în întâia. Și să mergem. Ce tare face. Să scrieți în să... Dacă se strâng două like-uri, un like înseamnă că nu vă place sunetul motorului Satsuma. Dacă se strâng două, înseamnă că vă place cu căști și sunetul Satsumei. Și așa ca la episodul ăsta să strângem 5 like-uri. Pentru că dacă strângem 10, știi ce se întâmplă, nu o să mă trebuie să se pune căști. E să dăm pe mâini ce să ne vedem la căști. Hai să mergem. Ce ziceți? Vrei să mergem până la demo? O să facem un drum cam... Mamă, să vedeți voi ce se întoarcem, dar... Am eu Satsuma, locul tot de mine personalizat, care să vedeți doar cât prinde în 5 trepte. Ce zice, vrei să întoarcem undeva? Vă să întoarcem aici. Așa, perfect. Sau mai ușor, ca să nu complicăm treaba că e prea mare harta, hai să-i dăm aici pe la Jarvi, să-i dăm quick heal. Perfect! Bun, și aici o să spun, aici o să spunem lângă un gravid gladiator, adică Satsuma o să o lăsăm pentru că, să zicem, când ne întoarcem o să o avem, poate să fie două părți. Deci avem aici un food ca o Victoria. Asta e tare, rău de tot. Și dacă vreți, o să facem chiar și roleplay aici, nu?
Așa, ăsta este gladiatorul, o să începem cu ceasul. Avem aici track, două track-uri. Nu știu să nu mai găsiți, adică gen, să vă arăt eu la sfârșitul episodului. Deci ăsta e cel mai găsit, hai să-i dăm antreia și să este în cutie. Și să văd cum puteți să instalați două moduri pe care sigur o să-l găsiți și generatorul. E deja să de cum se mișcă, efectiv sunt curios. Da. Suspensiile fac tare, adică nu este așa de bun, dar na, este și el vechiut și frumos. Ar face... Deci vă sităm tare. Face foarte ciudat suspensia. Doamne ferește! Deci, fiți atenți. Deci, fiți atenți. Perfect. Tu îți zici că dar... Vezi, s-a ceva. Ok, hai să o reparăm. Nu știu de ce nu se mai găsește pe setul special această numărăție de... O să o ducem și o să o ducem pe... zice, pe rampa, pe ce, care ce rampa arena. O știți cum face să vă vedem. Să vedem cât de departe. Să vedem dacă... Bine, dar haideți să dăm S, să dăm pe main menu și să mergem pe car jump arena. Ok, și apoi să dăm un test pe... Aia, nu știu cum se numește, chiar nu știu. Deci vreau să vedem cum se descurcă acest gladiator și apoi o să vedeți asta, stoc, o să o testăm pe mai multe moduri. O să luăm și pe acea GT. Deci am văzut în moduri pe un gavril barson, efectiv, în skin-ul skin-ul, cum îi zice, skin-ul la Satsuma GT, tap, copiatorul lumii, okay? Hai să mergem la vehicles, okay? Ignorați toate modurile astea. Asta nu merge. Asta Opel Agila. Avem modul GNS de mai încet. Avem aici un BMW care funcționează 0. Ok, deci hai să luăm pe cea din 1968. Avem aici 1970, 1978. Hai să vedem pe asta, așa apoi o să băgăm una de trei. Ok, și așa să fie mai mult suspans, o să punem aici
Încă un... O să punem aici un... Nu știu cum o să reușesc să-l pun, stați un pic. Deci o să-l punem, nu o să-l punem mai, o să-l pun aici ca să-l, să știu în ce loc. O să punem, cred că, două mașini, mai că, mama, să vedeți ce mașină o să pun. O să pun două astea. Simt că se aude ceva. Ok. Ce este, domnule? 2 din astea și o să vă prezint și modul ăsta să se liniștiți. O să vă prezint mai multe moduri, să acum o să vă prezint și pe aia. Ce care nu știți. Și o să băgăm pe ceas. On mobil să nu și mașina asta chiar există în baca asta încă. Ok. Hai să mergem sus. Ok, să vedem. Aici o să punem. Deci aici o să punem pe asta. Ok, să fac cam ca lumea. Ok. Opri motorul. O să băgăm mai... O să punem mai bine. Mie-mi place motorul ăsta vechi. Părăsit, gen. Și o să o băgăm pe asta. Aici. Ok, deja s-a... Deci, hai să vedem. Mergem la gladiator. Poate să vă deranjeze să ne întoarcem la dar nu, este și ea. Poate și eu îi rost unii din... Stați o leacă, că nu-i posibil, nu-i posibil așa ceva. Deci, efectiv, a trecut pe aici. Băi, zici, o să o țin cât mai drept. O să... Ignorați sunetul ăsta, băieți, pentru că mie, oricum, cum ar fi, contează modelul, nu sunt. Deci, o să merg pe linia asta. De ce am o viteză și nu schimbă? De ce nu schimbă? Să atenți, am dat real time 100. Time slow. Wow! What? Băi, ai luat-o pe aia! Uite cum s-a făcut lol! O să te... Dacă o să încap acolo, tiu... Deci așa a luat țopa asta, efectiv asta uginită. Ok, ce asta? Ok, asta măcar a mai rămas în viață. Să facem. Ok, hai să ne facem din nou chestia. Ce? Hai să facem din nou jumătatea. A fost funny. Make-a. Ok, numai că o să punem una de tre... Pentru că am testat. O să vedeți în locul la aia ugenită. O să punem Toyota Sprinter. Deci hai să... Sau nu, o să punem un Satsuma. Să vedem cum se face, că sigur o să intre în Satsuma direct, efectiv. Sau un Subaru, să vedem sau un Dacia. Deci o să merg... Ok, sau Ford Transit, băieți și fete, Ford Transit, Ford Transit. Gladiator, Gavril, Gladiator, Gavril, Gladiator. Avem aici cea de track din Fast and Furious. Fast and Furious. Ok?
Și o să punem fotoranzitul acolo, să vedem cum se face. O să mergem și cu viteză. Okay. În locul la... Asta o să punem tranzitul. O să-l iau pe rec. Asta. Contează ce este, adică... Să vedeți cum o să se facă tranzitul ăsta. Deci, tu faci foarte frumos tranzitul. Mamă. Ce frumos face! Ok. Așa arată interiorul. Ok. F8. De ce asta este efectiv? Ok, hai să ducem pe asta sus. Aici, frumos, pe loc. F7. Mama, să vedeți asta cum o să fie. Hop! Ok, o să dăm pe chiu. Manualul ăsta. Dai, aici. Dai. Și apoi o să facem fără mașină. Bă, ia să se leacă. Simt ceva ciudat la mijloc. Fuck, s-a făcut! Băieți! Ok. Până unde s-a dus tranzitul? Nu funcționează? Motorul ăsta. Nu, uitați volanul. Efectiv volanul. Și gladiatorul nu mai funcționează. Nu, motorul e dus. Putea de viteză praf, aparent. Și motorul este stricat. Bă, ne arată că e bine mașina, dar efectiv motorul nu mai pornește. Deci, efectiv. Așa. Deci, gata. Bun, și o să folosim cea de rally ca să mergem pe gol. Și o să teletestăm pe astea în episodul viitor, pentru că nu vreau să lungesc videoclipul ăsta și o să facem vreo Ford Victoria. Ok, hai să luăm pe cea de rally. Rally raid. Ok, rally. Să vedeți și cum este asta și o să... Este un doge, ar trebui să fie un doge. Dar este un... Ok. Și. Mama. Luminile s-au spart, motorul vedem aici. Bă. Bă. Suspensiile de... Bă, băieți, cred că...
basically yani şimdi forte bu ne? Yihase vedem, cine se mai așa gen. Ia să vedem. O să mai facem o dată impactul. Da, e bun. Acum o să le folosim pe astea de radio, o să le punem pe... Hai să mai facem o dată impactul, numai că vreau să... Să luăm un... Vreau să luăm... Un alt... Gavril. Tot aceeași, Gavril, numai că altă versiune, vreau să luăm pe... Vreau să luăm versiunea... de... De meu drag. Hai să vedem. Asta este un de un alt mod. Da. E, da. Mașinos. Ia stați un pic. Ok, să vedem dacă reușim să facem... Nu am ce văză. Ok, nu, 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 na, na, nu, na, na, ce n-ai bă? E asta, efectiv. O să luăm... Ce de... Da, de... Da, de trei din 1968. Ok, o să... Acum au tipii să se audă. Holy moly macaroni! Să duc... Fuck! Ce? Efectiv, s-a dus! Deci, auziți cum se... cum face normal? Chicken does no motion? LOL! Și noi trebuie să testăm Ford-ul. Cam așa arată minunăția noastră de Gavril aici. Aoleu, băieți! Ia uitați, face roata asta. E bună. Efectiv nebună, ia uitați. Asta are rău. Are ca piatra, forțoasă ca șața. Hai să mergem să punem fodul. Tactica mea, are, deci roata aia care se învârtea într-una era de aici. Ok, radiatorul este cat, motorul e la fel mai de-abia. Benzina e pe zero aproape. Nebun și pe zero. Încă mai funcționează, încă mai funcționează, dar funcționează aparent în joc. Ok, hai să luăm diesel duo, V8 dual, ui de capul meu. Ce adică? Așa arată la interior. Hai să luăm. Și asta hai să deschidem și cumva gajul. Mm-hmm.
ja sam dalje kome skrt skajpim, gdje? Osto patu... Osto patu je zdeći, nas tu mapu ide osto šaj zdeći. Bă, ești fete, deci mașina asta păi de mai puțin decât Satsuma, efectiv. Deci 140. Ok, păi bagajul nu minte, că e prea mare. Nu o să mă rețică. Parking. Reverse. Când mod. Maa... Zic că mai fă... mai vin. Eu că sunt... Poate o țin. Deci... Cea mai... care a ajuns cel mai puțin, deci... Mașina asta a ajuns cel mai puțin. Cel mai mult. Mediu, deci stați, deci, vedeți, easy, medium, hard, extreme, adică gen, efectiv, și cam asta a fost episodul de azi, sper că v-a făcut o revedere, pa, pa!